S-a dat startul celei de-a treia ediții a Taberei Naționale de Sculptură Vasile Blendea. Evenimentul se desfășoară în aceste zile în Parcul Industrial Priboiu și a reunit artiști cunoscuți din întreaga țară. Marius Viorel Ivanovici, Ilarion Voinea, Lucian Tudorache și Mugurel Aurelian Vrânceanu sunt cei care vor impresiona cu lucrările lor. Deschiderea oficială a taberei a avut loc marți, 18 octombrie. Ne vedem astăzi într-o locație inedită pentru o tabără de sculptură. Suntem la cea de-a treia ediție a taberei de sculptură Vasile Blendea. Cunoașteți foarte bine, prima ediție a avut loc la Moreni și lucrările făcute în primul an sunt astăzi partea patrimoniului cultural al municipiului Moreni. Lucrările făcute anul trecut în Târgoviște sunt partea patrimoniului cultural al județului, pentru că se află la Curtea Domnească. Anul acesta am încercat cu resurse puține, 20.000 de lei, și cu resurse locale, respectiv trunchiurile de copaci care ne-au rămas după ce am defrișat zona necesară realizării investițiilor din Parcul Industrial Priboiu. Încercăm deci cu 20.000 de lei să facem și anul acesta tabăra Vasile Blendea și să menținem un eveniment cultural care trebuie să devină de tradiție și emblematic pentru județul Dâmbovița. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Parcul Industrial Priboiu și Primăria Orașului Pucioasa.